fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu care va pune numele Emanuel. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat pe nume Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, de căciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria, se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai primit un durat de înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu care îi pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul lui cel preasfânt Dumnezeu și Dumnezeu îi va da și Domnul și Dumnezeu îi va da scaunul de domnie tatălui său David. Vă împărți peste casa lui Iacov în veci, împărția lui nu avea viață și Maria a zis îngerul, cum se va face lucrul acesta că e de bărbat? Îngerul a răspuns, Duhul Sfânt se va pocără peste tine și puterea celui preanalt te va umpli. De aceea, Sfântul care se va naște prin tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și a înfiat la bătrânețe, ea, căreia îi se zicea stearpă, iată că este în a șasea lună, că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat spre mânt într-o cetate a lui Iuda, a intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea, Maria s-a dat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu. Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urei glasul urării tale, mi-a s-a dat pruncul în pântece de bucurie, ferice acea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată, de acum încolo, toate neamurile vor spune fericită, pentru că cel atotputernic a făcut mari lucruri pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste toți estele. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scalele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți, iar pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa. După cum făgăduise părinților noștri, fata de sămânța lui Avram, fata de Avram și fata de sămânța lui Iliad. Maria a rămas cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. În vremea aceea, mișto porucă de acest al augustului se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta a fost întâia dată pe când era pregător în Siria Virginius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, să se ducă în Iudeea, cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria rugodnica lui care era însărcinată. Pe când el avea acolo, s-a primit vremea când trea să născă Maria. Și ea a născut pe fiul ei, cel întâi născut, și l-a înfășat în spute, ci și-a curcat în joiețele, pentru că în casa de povestire nu era rupt pe ei. În ținutul acelea erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea prejur turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înainte lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând. Slavă lui Dumnezeu, locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii să se întoarcă în cer, păstorii au spus unii către alții, haidem să mergem și noi la Betleem, să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit-o pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat într-o iesle.
După ce au văzut aceasta, ei au istorisit tot ce li se spuse despre el. Toți cei ce îi auzeau s-au mirat de ce spuneau păstorii. Maria păstra cuvintele și se gândea la ele în inima sa. Păstorii se întorceau, lăudând și slăvind pe Dumnezeu pentru cele ce au auzit, au văzut și care erau întocmai cum li se spuse. Când a venit ziua a 8-a în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus nume Iisus, nume care a fost pus de înger înainte de a fi fost zămislit în pântece. Când s-au împlinit zilele curăției lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria l-au dus pe prunc la Ierusalim să îl înfățișeze în fața Domnului și după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească trebuie închinat Domnului și ca să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este scris în legea Domnului. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi de răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat un ascuns pe mași și a aflat în tot mai vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și a zis: duce și vedeți ce-mi ce dați pe mământul despre Domnul și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împărat, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit în deasupra locului unde era Domnul. Când au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat, apoi și-au deschis misteriile și le-au adus darul. Au sămăie și smirnă, în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai deacă la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum.